Din păcate, starea de sănătate a marelui Florin Piersic nu este una tocmai bună. Din acest motiv, medicii au luat decizia de a-l transfera la București. Imediat a apărut și primul mesaj al lui Piersic după ce a fost transferat cu elicopterul la Spitalul Matei Balș, iar cuvintele actorului sunt emoționante. Din informațiile venite din interior, se pare că actorul ar suferi de septicemie, iar medicii au decis să-l transfere la București, unde a fost pus deja pe antibiotice și în terapie intensivă. Maestrul Florin Piersic dorește să transmită gânduri bune pentru toți admiratorii dumnealui și să-i asigure că este pe mâini bune. Începând din momentul internării, 7 mai ora 22:30, Florin Piersic se află într-o evaluare complexă legată de procesul infecțios, care presupune abordare multidisciplinară, spun medicii de la Matei Balș. Înainte de Paște, Florin Piersic era dus de urgență la Spitalul Militar din Cluj-Napoca, în urma unor probleme de sănătate. Din păcate, au fost momente cumplite pentru Florin, medicii de aici fiind nevoiți să intervină chirurgical, dar din cauza infecției, stimulatorul cardiac al pacientului avea nevoie de intervenție, fiind astfel transportat la Institutul Inimii în același oraș. Rămâne să urmărim evoluția medicală a marelui actor Florin Piersic și care sunt noutățile transmise de medici.